Nu, pentru că când în când sufletul ne spune, totuși, nu se poate. De fapt, asta era lecția vieții. Lecția vieții pe această planetă este lecția iubirii. Toți mari învățători care au venit pe această planetă, în orice cultură sau tradiție spirituală, nu au făcut nimic altceva decât să ne reamintească această supremă lecție. Planeta albastră. Albastrul este culoarea iubirii. Are această lecție de oferit pentru natura umană, care se află pe un anumit nivel al evoluției sale planetare, la urmă. Lecția acestei planete, lecția evolutivă a ființei umane, este iubirea. Iubirea aceasta unifică și nu separă. Iubirea aceasta dezleagă și nobilează ființa. Iubirea aceasta înalță, trezește spiritul, conștiința. Iubirea aceasta duce la colaborare, la egalitate, la fraternitate, la libertate. L'amour de la fi de liberté. Această iubire, în ultima instanță, duce la eliberare. Pentru că veți remarca ființa cu sufletul trezit își va îngrâna din nou liberul arbitru pentru a spune nu lipsei de iubire. Și pentru a spune da iubire. Lecția liberului arbitru în planul 4 al ființei este de a alege deschiderea inimii. Bunătatea, iubirea, frăția, egalitatea și recunoașterea, de fapt, a aceluiași aspect în cazul oricărei naturi umane. Pentru că fiecare natură umană este identică ție. Și atunci liberul tău arbitru este să te abandonezi în jocul acesta al recunoașterii sinelui celuilalt, al sufletului celuilalt, pe care începi să-l valorizezi așa cum și tu ai vrea să fii valorizat, înțeles, respectat, iubit, apreciat. De foarte multe ori când oamenii vorbesc despre iubire, ei presupun aproape și subînțeleg nuanța aceasta a fi iubit. Mai mult decât a iubi ei înșiși. Căutăm, de fapt, iubirea uitând că iubirea nu este doar un substantiv. Iubirea poate fi în egală măsură verb. A iubi, care presupune ceva în ființa ta. Și în același timp, iubirea poate să fie și subiectul. Pentru că adeseori ceva care este, cumva, parcă deasupra ta, te inspiră să faci lucrurile acelea. Acel impuls al inimii care te duce într-acolo. Ea te ghidează. Este ghidul tău. Da? Căutăm, ca niște cerșători, de multe ori, iubire. O căutăm la colț de stradă. O căutăm oriunde credem că s-ar crea niște condiții ca să fim cumva iubiți. Uitând însă că iubirea este, de fapt, un verb care presupune acțiune. Uitând că iubirea presupune mișcarea noastră către într-acolo. Pe rol asumat conștient de subiect, care acționează pentru a învăța, de ce nu? Chiar dacă nu știm încă cum, ce înseamnă să iubești? Ne complacem în aceste emoții slabe și palide, coloratura aceasta a receptivității noastre printr-un fel de ce frumos ar fi să fiu iubit, să fiu mângâiat, să fiu alinat, să fiu protejat. Da? Iată, iubirea aceea paternă, reflexivă, din trecut, existentă în subconștient, am vrea să regăsim cadrul. Când el se potrivește, spunem, da, ce bine, iubesc pentru că mă iubește.
Iubirea din planul sufletului trezit este cu totul modificat. Ajungem să fim iubiți pentru că iubim. Accentul nu mai cade în planul iubirii pe obiectul care trebuie să existe, pe ființa, pe realitatea, pe fenomenul care, sau mai știu ce altă manifestare sau conjunctură pe care noi ar trebui să o iubim. Dar cel mai adesea, evident, în planul relațiilor umane se produce acest lucru. La nivelul sufletului trezit, ființa iubește pentru că aceasta este natura sa, indiferent că mai există un subiect sau un obiect menit să fie iubit. Aș vrea să vă spun că, sau să vă sugerez, sau să vă ajut să vă reprezentați lucrurile intuitiv. Așa cum, vedeți, sufletul trezit duce la o nuanță a trăirii pure, elevate, transfiguratoare, mereu iubitoare, liber. E bine, lipsa iubirii, căderea sufletească, duce la golul acesta al depresiei, în care oamenii se adâncesc. Iar rănile lor ajung să lase niște urme în plan psihomental care le fac pe ele să nege. Adeseori, puritatea sufletelor celor. Pentru că atunci când, de fapt, noi nu mai iubim, noi nu vom mai putea recunoaște iubirea celorlalți. Existența ca realitate, ca trăire, ca om, ca relație, nu mai putem recunoaște. Este ca și cum nu mai putem vedea orizonturile pentru că în fața noastră s-a ridicat un bloc, un zid, un gard. Înainte le vedeam, acum nu le mai putem. Nici nu mai putem crede că sunt. Așa încât foarte mulți sceptici, foarte mulți raționaliști, foarte mulți materialiști au vrut să-și exprime micile lor adevăruri de viață spunând iubirea nu există. Iubirea e un capriciu. Este o stare, o ocazie. Unii sunt cadorisiți de soartă să o aibă, alții nu. Dacă ești cel cadorisit de soartă, bravo. Dacă nu, nu. Nici nu merită să crezi în povestea cu iubire. Pentru că iubirea nu există. Nu. Sunt doar moarte în inimile oamenilor. Iubirea există. Dar cel care nu poate trăi pentru că sufletul său nu este trezit, nu crede exact cum nu crede bogatul săracului și săracul bogatul. Nu. Pentru că sunt planuri diferite. Aș vrea să înțelegeți aceasta. Și vă spuneam, chiar dacă 6 miliarde de oameni v-ar spune pe această planetă că iubirea nu există, nu contează. Trăiți. Aceasta este cea mai mare importanță. Doar trăiți-o. Nici măcar nu încercați să intrați în dialogul. Doar iubiți. Este singurul dumneavoastră mod, mijloc autentic, prin care gheața sufletească, masca, cuirasa, se poate topi. Este singura putere care poate să dizolve, să mute munții din loc, să schimbe la 180 de grade viața celorlalți. Aceasta este promisiunea iubirii. Și aceasta nu ne-a învățat un om, ne-a învățat Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, poate uneori suntem convinși de ceilalți. Pentru că ei sunt mulți, sunt lângă noi. Au fost răniți ca și noi. Și ne spun, încercând să ne aline, lasă-mă că și eu am pățit-o. Asta e cu iubirea. Asta e. N-ai ce să faci. Dar acesta este un om. El acum vestește un mesaj al propriei sale experiențe. A fost cumva compasiv și v-a ajutat cumva, cum a putut și el.
Dar vă rog să vă amintiți că a fost Dumnezeu pe pământ care a spus că iubirea este totul. Că iubirea este unica poruncă. Este singura lege. Că numai iubirea există. Și acum trebuie pe cineva să credeți. Îi crede pe cei 6 miliarde, mergând la limită, că toți își vor usca sufletul în vremurile acestea tulburi și vor trăi golul de iubire? Sau credem pe Dumnezeu, care a venit și a spus, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubește-L pe Dumnezeul tău din toată puterea sufletului tău, cu tot cugetul tău, cu toate puterile tale. Aceste două porunci sunt totul. Într-o cultură care a apărut acum 2000 de ani. Într-adevăr, este religia iubirii. Nu este nou. Dar ce a fost nou este că Dumnezeu a trezit în conștiința umană prin arhetipul dumnezeiesc al lui Iisus Hristos sentimentul salvării și eliberării prin iubire. Aceasta este esențială. Acolo a fost un om, Iisus a fost Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Iată din nou, susul și josul. Și a venit să afirme că aceasta este unica lege. Iată, trezirea sufletului te face capabil să pătrunzi tâlcul, mesajul, învățătura. Da, o trăi la cald. Veți vedea că mesajul sau lecția de viață a lui Iisus iubește-ți aproapele ca pe tine însuți presupune recunoașterea acestui principiu al sinelui. Pur, luminos, a sufletul cel viu, care, prin iubire, luminează ființa ta. Și prin faptul că ea apoi emană inima ta, sufletul tău, va fi capabil să recunoască aceeași emanație a unui alt suflet. Prin iubirea de sine, nu în sensul egotic, cum poate unii răstălmăcesc, prin iubirea de sufletul trezit, prin iubirea de sinele divin, prin iubirea de Dumnezeu care se naște în ființa ta, ajungi să trezești iubirea față de semeni care de asemenea este purtător de Dumnezeu și de iubire. Dacă iubirea trezește pe morți din morminte, dacă iubirea face miracol, dacă iubirea a fost arătată pe cruce, față de cei care l-au răstignit, atunci aș vrea să înțelegeți că lipsa iubirii duce în moarte. Duce în jos. Duce în însingurare. Duce în materialitate. Duce la negare. Și cu adevărat, poate că momentul umanității de acum este, pe de o parte, momentul supremei amenințări prin negare, datorită alienării sufletești care a apărut, dar este totodată și momentul retrezirii prin reamintire, prin recunoașterea ceea ce înseamnă, de fapt, iubirea. Ca mesaj de salvare. Iată de ce vă spuneam că lipsa iubirii duce la aceste disfuncții psihice, mergând până acolo încât schizofrenia și
redublarea personalei, scindarea, explozia care se produce în sufletul dezintegrat al acelui om prin decepție, prin suferință, prin chin, este o boală foarte, foarte gravă. De foarte multe ori, arhetipul acesta al iubirii are de a face cu polaritatea în relația de cuplu, prin apropierea între yin și yang, prin apropierea între bărbat-femeie, care în ultimă instanță nu vor decât să se recunoască ca fiind unul și se apropie chiar și fizic pentru a fi unul în ultimă instanță. Și atunci când ei sunt unul, vedeți, unul plus unul a devenit unul. Aici matematica nu mai este valabilă. Pentru că apar aceste aspecte paradoxale. Mintea, sufletul, trăiește într-un mod neliniar frumusețea și sărbătoarea spiritului. Pentru că unul plus unul descoperă pe Dumnezeu. Unul plus unul este în iubire cel care îl reface din nou pe unul. Iată de ce toți căutăm împlinirea în unitate și prin iubirea cu cuplu. Este un arhetip atât de puternic încât adeseori ne-am și condiționat spunând, dacă nu găsesc pe el, pe ea, ce mă fac? Cum să iubesc? Pe cine să iubesc? Ne întrebăm adeseori, cum? Îmi spuneți despre iubire, aș vrea, înțeleg, da, trezirea sufletului, dar asta întotdeauna a fost pentru mine contextul corelat cu existența unei ființe care să fie demn, pe care să o recunosc ca fiind demne de iubirea mea. Este exact cum ne-am duce în târg și am căutat ceva demn de banii pe care îi avem. Și ne uităm la un cal, presupunând că vrem să-l luăm, și ne uităm la dinții lui, la mușchii lui, la pielea lui, ne uităm la copitele lui și zicem, da, e bun, e demn, am ce să dau și îl iau. Uneori așa ne căutăm noi iubirile. Într-un mod atât de copilăresc, aș putea spune. Nu așa trebuie să ne căutăm iubirea. Nu așa. Mergând și căutând, sau uneori acceptând ca Tatăl să ne pună în mâna noastră iubirea. Uite, băiatule, asta este de fapt menirea ta. Ia-o pe al lui X pentru că ea are tot ce-i trebuie. Și familia noastră, sângele nostru va dăinui. Plus că, uite-te ce spate are, ce bani și ce... Și reciproca este valabil. Trăim într-o cultură a negoțului. Iubirea este o monedă de schimb. Iubirea aceea emoțională, slabă. Da? Este un pattern al iubirii pe care o să-l comentez mâine, pe care, cu adevărat, sufletul trezit îl recunoaște. Și îl și arată în lumina sa, reală. Pentru că nu aceasta este iubirea adevărată. Aceasta este iubirea atașată prin interes. Între ghilimele vorbind, dar nu este iubire. La urma urmei, este o emoție mai scurtă sau mai lungă durată, determinată strict de condiții. Da. Despre ce iubire vorbesc eu legată de trezirea sufletului, aceasta este iubirea necondiționată. Poate să fie sau nu așa zisul subiect sau obiect al iubirii noastre. Asta nu înseamnă că sufletul nostru nu trebuie să manifeste bunătate, dăruire, abnegație, sinceritate, puritate, sensibilitate și toate celelalte care compun vibrația aceasta a sufletului, cântul acesta al inimii noastre. De ce să ne menținem în troc? De ce să dăm? Numai dacă primim, la urmă. Dacă era să fie așa, Dumnezeu spunea. Pentru că a spus foarte clar. El a dat legea sa. Putea să spună. Dragii, noua lege pe care vă aduc tuturor de acum înainte și în vecii vecilor pentru voi să fie următoarea. Iubiți-i pe cei care vă iubesc. Era foarte clar și foarte simplu. Da? Pe ceilalți? Vedeți ce face Sfânt. Dați-i la o parte. Este foarte interesant că Dumnezeu a spus, iubește-ți aproapele, ca pe tine însuți. Iubește-ți aproapele, continuă. Iubește-i pe semenii tăi, ca pe tine însuți. Este legea poruncii. Pe urmă spune, iubește-L pe Dumnezeu. Dar pe urmă spune, Dumnezeu este în tine.
așa cum Dumnezeu este în mine. Deci, toate aceste lucruri se leagă. Mesajul este foarte clar și coerent, pentru că, într-adevăr, este, are o singură poruncă. Este simplu, este elementar de simplu. Și totuși, ce au făcut oamenii cu acest mesaj? În numele crucii s-au dus și au tăiat viața de la rădăcină. Au impus cu forță așa sa iubire de un Dumnezeu. De o credință. De o dogmă, la urma urmei, pentru că nu era o credință. O dogmă. Vedem iertarea, smerenia, modestia. N-au mai fost la el la casă. Când te duci să cucerești pământul cu sabia, tot Iisus ne-a amintit că de sabie vei pieri. Ei, au pierit de sabie foarte, foarte mulți oameni. Și continuă să piară de sabie. De ce? Pentru că această lege a iubirii nu este înțeles. Nu este realizat. Nivelul care corespunde realizării lecției iubirii este nivelul sufletesc. În această cauză, vedeți, dumneavoastră, există căi spirituale care au făcut din trezirea sufletului, revelarea sinelui, punctul central. Este tema. Este scopul. Da? Care ne îndreaptă mereu și mereu către noi înșine. Nu spre așaisele obiecte ale acestei lumi pe care la un moment dat, dacă merită sau nu, dependent de condiții, le vom iubi. Și ne va fi bine o perioadă de timp când le vom iubi sau le vor iubi, ca după aceea ce să se întâmple cu noi? Să fim aruncați la cutia de gunoi pentru că nu mai merităm iubirea? Sau ce? Ce se întâmplă când nu iubim? Suntem rebuturile Universului? Nu. Din această cauză, mesajul este salvator. Pentru că întotdeauna vei răzbate. Dacă ți s-a luat totul pe acest pământ, nucleul acesta nu ți-l poate lua nimeni. Pentru că este al tău și al lui Dumnezeu. Inima ta nu ți-o poate lua nimeni. Poate ați considerat în mod greșit până acum că ceilalți v-au luat-o, v-au zdrobit-o, v-au secătuit-o, au subt-o, au dislocat-o, i-au făcut toate chinurile, înțelegeți? Au răstignit-o și au bătut joc de ea. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nimeni n-a avut puterea să facă acest lucru. Nimeni n-a avut această putere. Dumneavoastră doar ați crezut că s-a întâmplat lucrul acesta. În realitate, inima noastră este vibrândă și încă caldă pentru că sufletul noastră este acolo. De-abia așteaptă să-și retrezească seva aceasta a credinței, că El este veșnic, iluminat de Dumnezeu și El va fi din nou El însuși. Aceasta este tot. Nu trebuie să făcută paradă din chestia asta. Uneori nici nu e nevoie de tehnici, nu e nevoie de nimic altceva, decât să-ți reamintești de nucleul adevăratei tale puteri. Aceasta este puterea lui Dumnezeu născută în tine. Este puterea iubirii. Din iubire a fost creat acest univers. Iubirea îl menține viu. Iubirea îi dă strălucire. Iubirea îl protejează. Acesta este tot mesajul. Și vă spuneam că, deși acest mesaj și această lecție a fost prezentată de cei mai mari învățători ai planetei, ea pare că este greu de trăit, de integrat. De ce? Pentru că s-a interpus personalitatea noastră, mintea noastră, care spune numai dacă voi fi iubit, voi iubi. Expresia iubirii. Ceea ce este și pare, poate părea mai greu, este că vidul de căldură sufletească, aș putea spune vidul relațional care s-a creat și mă refer la relație ca fiind prilejul de a împărtăși în relație sau relațiile între oameni. Exact nuanțele acestea de natură afectivă, pentru că, de fapt, Anahata Chakra este centrul care, pe de o parte, unește mintea și inima, da?
dar în același timp te unește pe tine de restul. Deci este un centru unde pentru prima oară s-ar putea crea condițiile favorabile intuiției unității, unității tuturor lucrurilor, tuturor fenomenelor, tuturor proceselor, da? Deci în acest context, din punctul acesta de vedere, aspectul relațional s-ar putea să fie adeseori prilejul pentru noastră de a face pasul înapoi, descurajați. În această cauză, lecția iubirii, așa cum fiecare o credem și noi o reprezentăm, este o lecție greu de, de dus, greu de asumat conștient. Da? Și chiar și când simțim faptul că am iubit și avem o cădere în, în plaja, nuanța afectivă, emoțională, specifică, pe care o știam. Pentru că, atenție, uneori să știți că noi ne dăm și seama. Noi ne dăm și seama că sufletul nostru nu mai este cald. Simțim că nu mai putem fi cum eram înainte. Simțim că ceva s-a clătinat. Ne simțim puțin mai goi. Vedeți? Deși le simțim, ne este greu să reconstruim acel ceva. Să refacem acea condiție. De ce? Pentru că iarăși apare celălalt. Indiferent care ar fi celălalt. Prietenul care ne-a trădat, partenerul de afacere, iubitul, iubita, mama, tatăl, copilul sau copiii sau bunicii, nu contează. Mereu, mereu, în iubire, trebuie să fie acel obiect care apare. E bine, relațiile fac pentru noi posibilă intermedierea acestor obiecte. Da? Universul acesta este perceput prin nume și formă. Tot acest univers este compus din reprezentările noastre cu privire la ele. Și atunci este firesc că ele ne vor spune ceva. Și în raport cu acestea, oricare ar fi ele, mintea noastră ne spune ceva, inima ne poate spune și altceva. Când ieșim din iubire, veți vedea spontan manifestarea rațiunii reci. Da, simt că ea nu mă mai iubește, el nu mă mai iubește, ei nu mă mai iubesc, partenerii, frăția, națiunea, comunitatea. Nu mă mai iubesc? Bun. Mă închid, mă retrag. Iau ambasadele și am plecat. Sau, eu știu, rămân, mă complac, dar sesizez că nu mai e cum era înainte. Ceea ce s-a produs aici este doar o alterare în planul acesta, al trăirii prin noi înșine. Da? Al necondiționării de a fi în planul 4 al ființei.